fost pulberată de Molde în primul tur preliminar din UEFA Champions League, însă Copenhaga și Legia Varșovia s-au chinuit cu acest adversar în ultimele două preliminari. Cu Girondin de Bordeaux. Vedem primul 11 al CFR-ului. Bălgrădean, Șușic, Vinicius, Purcă și Camora pe linia de fund. Deac, Bordeanu, Djokovic și pe unul la mijloc, Rondon și Debeliu în atac. 4-4-2, cel puțin așa arată foaia tehnică. În poartă apoi Saku, Savu, Lainen, Igor, Starasov și Nuno Tomaș în centrul defensivei, Pic, fundașul stânga, Vile Saxman, Bismarck, Agei Boateng și Urho Nisila la mijloc. E acolo Vinicius și Purcă, minge la prima bară! Da, da, da! Este gol! Gol, gol, Mario Rondon! Încă din minutul 5 CFR-ul își face viață mai ușoară. Răsuflă ușurat și Dan Petrescu după acest gol reușit de Mario Rondon în urma unei faze fixe. Atât de repede. Faza clasică. Iată, CFR nu trebuie să se reinventeze, trebuie doar să facă bine ceea ce știa să facă. Dar cât de bine bate acest corner Ciprian Deac. O lovitură cu mult efect și Mario Rondon talonat acolo. Perspective prea mari în duelurile directe. Iată, Rangel deviază pe mingea a doua, însă pierdem în fața lui Penanen. Șutul blocat de Vinicius, respinge apoi Burcă. Cu mici excepții, nu par să fie foarte periculoși finlandezii. Sigur, e nevoie doar de un moment bun ca această centrare. Avem noroc, avem noroc. Sale, da, Sale ratează incredibil. În momentul în care adversarul are impresia că poate echilibra, dar iată o recentrare. Bălgrădean, nu e bine că avem aceste momente. Șutul lui Boateng, a doua oară când avem noroc, cel puțin în ofensivă de CFR. Camora într-adevăr lung, minge respinsă de Tarasov. Vine din nou Camora, însă doar îl intimidează puțin pe Sale. Rangel protejează în fața lui Burcă. Continuă foarte bine apoi Sale. Bordeanu este depășit. Sale, ce viteză a lui Sale. Centrarea pe jos, minge ajunsă de Burcă. Ce contraatac. Pic pentru Nisila. Minge aruncată la bara a doua. Boxează din nou Bălgrădean. Boateng, intercepție, caută să tragă. O minge peste poartă și nu se dă corner, e doar repunere din colțul careului de 6 metri. Usman Sale a fost e posibil și golul al doilea. De acadă acolo în careu, se cere lovitură de la 11 metri, croatul face semne. În timp ce vedem reluarea la faza de mai devreme, nu cred. Da, greu de dat penalti, reușește să respingă cu capul. Păun lasă mingea să treacă, are viteză mai bună. Se poate, Păun, în fața poartii, gol! Asta trebuia. Gol CFR! Cei doi atacanți al lui Dan Petrescu, Debeliu și Rondon, își fac datoria și înscriu. E 2-0 pentru campioana României. Încă un pas spre grupele. Este exact stilul lui Dan Petrescu, fără să aibă ocazii multe, ci doar la prima greșeală a adversarului reușește, iată, golul de 2-0. Era nevoie de el pentru că deja Cups emitea pretenții la 2-0 pentru CFR. La pauză putem visa la grupe. Viteza lui Păun a făcut diferența aici, excelentă desprinderea lui Păun și apoi oportunismul. Simțul golului atât de puternic dezvoltat. Lung din nou Boateng, ratează respingerea pe un șut de pe loc, execuție pretențioasă. Acum numai puțin de 5 jucători duc acest atac pe Nanen pentru Boateng. O centrare ratată care se transformă în primul șut, atenție, pe spațiul porții al finlandezilor. Vine centrarea lui Dea Grondo! CFR Cluj, încă un start de repriză per
perfect pentru formația lui Dan Petrescu. Două faze fixe care sunt, iată, decisive în această partidă cu Cups. Centrarea lui Deac, latul lui Rondon. Cu piciorul stâng, nu e piciorul lui de bază, dar centrarea e ideală. Și execuția lui Rondon perfectă. Rondon și menținem acest atac. Djokovic nu stă prea mult pe gânduri și foarte bine face pentru Debeliu în fața porții. Ratare uriașă. A stat prea mult pe gânduri acolo Debeliu. Nu s-a hotărât ce să facă. Centrarea lui Deac mai sus de această dată. Minge respinsă nu foarte departe. Rondon era acolo pe traiectorie continuă. Însă atacul CFR-ul. Bordeanu. Vine centrarea de data aceasta în brațele lui Oso Virtanen. Dar vom ține minge aici câteva secunde. Djokovic trece frumos. Balon pentru Pereira. Pereira! Și reține Virtanen. Udo trage. Udo! Bară, gol! Ce execuție! Bine că e prea târziu. Nu se mai poate face nimic. O combinație a celor doi jucători nou intrați. Poate că regretă acum Arne Erlandsen că nu i-a trimis mai repede în teren pe cei doi. A fost și o minge deviată acolo. A fost și o minge deviată acolo. E devierea lui Hoban. Intercepția lui Camora. Oprește mingea cu pieptul și e fluierul de final. CFR Cluj, campioana României, e pentru a doua oară consecutiv în grupele UEFA Europa League. Dan Petrescu fericit la finalul acestei partide.